Lăuda să fie în numele Domnului. Amen. În seara aceasta Dumnezeu mi-a pus pe inimă să vă vorbesc despre un păcat pe care nimeni nu vrea să vorbească despre el. Un păcat care e întotdeauna altora. Ușor de recunoscut în alții, greu de recunoscut în noi. Și anume păcatul invidiei. Păcatul altora, nu a nostru. Și Sfânta Scriptură are foarte multe spus despre acest păcat și ne rugăm ca în această seară Dumnezeu să ne vorbească. Dacă te uiți în Sfânta Scriptură, vei vedea Proverbe 14 cu 30, că Biblia spune O inimă liniștită este viața trupului, dar invidia, pisma, este putrezirea oaselor. De obicei, oasele nu putrezesc. De obicei, oasele stau mult și bine. Fosilele, <gântă -i> arheologii găsesc după sute mii de ani. Dar și Biblia că invidia îi mai rea decât moartea cu alte cuvinte. Ce face? Putrezesc oasele. Este un cancer psihologic care pervertește toată gândirea normală. Este o rugină sufletului. Este ochiul verde al monstrului, spunea Shakespeare. Este acea cangrenă care pur și simplu te mănâncă încetul cu încetul. Este un killer, este un ucigaș al sufletului. Și Biblia vine și spune, în ceea ce s-a citit deja, le pădați dar orice fel de răutate, vicleșu, pismă amară, spune Biblia. De ce? Pentru că asta pervertește relațiile. Și, frați și surori, trebuie să recunoaștem că nu există păcat în bisericii noastre care să distrugă mai mult relațiile decât păcatul invidiei. Curvie, da. Vorbim împotriva curviei. Foarte bine. Dar uitați-vă câtă ceartă, uitați-vă câtă lipsă de unitate. Uitați-vă câte clanuri de familie sunt în bisericele Domnului. Dar nu îi împacă nimeni. De ce? Păcatul invidiei, pur și simplu, e rode și nu i poate împăca nimeni. Și ne rugăm astăzi ca Dumnezeu să ne păzească de un astfel de păcat. Este atât de imperceptibil, așa de ușor vine, nici nu-i dai seama și vezi că s-a instalat. Și cum se manifestă? Pur și simplu, când prietenul tău are succes, simți că ceva moare în tine. Moare în tine. Păcatul ăsta invidie este un păcat al nației române. Parcă fiecare nație are un păcat al lui. Rușii cu alcoolul. Dar noi românii suntem așa mai... Cum să zic? Moare capra vecinului dacă murișa mea, nu? Un păcat care pur și simplu... E ca un foc violent care îți ia toată ființa în primire. Și dacă vezi că suferi de acest păcat, știi ce trebuie să faci? Să nu justifici, și să cazi cu fața la pământ înaintea Dumnezeu. Să reziști, să recunoști, să reziști împotriva acestui păcat. Ca nu cumva păcatul acesta să te termine. Și dacă suntem sinceri cu noi, fiecare dintre noi am fost cel puțin odată în viață ținta acestui atac, acestui duh necurat, invidia. Pe unii ne-a ținut probabil într-o pifniță a sufletului, măcar că era soare afară, dar ne-am construit noi imaginații, minciuni paralizante ale celui rău care ne-a ținut și am zis nu, asta e realitatea, când de fapt realitatea era alta. Dar invidia pur și simplu îți fură bucuria. Și Dumnezeu nu vrea să fim oameni lipsiți de bucurie. Dumnezeu vrea să biluim acest duh, lăudați și onorați să fie în numele Domnului. Amin, frați și surori? Îți trebuie un har minim să plângi cu cel ce plânge. Dar îți trebuie un har mare să te bucuri cu cel care se bucură. E așa de ușor să plângi, nu? O murit cineva drag la pretin, oh, da, sunt. Dar îți un har mare să te bucuri când vezi succesul lui și să nu spice fața. Și noi suntem chemați nu numai să plângem cu cei care plâng, noi suntem chemați și să ne bucurăm amin. cu cei care se bucură. Amin. Asta e succes în viața de credință. Să te poți bucura de succesul, de binecuvântarea fratelui tău. De obicei, oamenii nu invidiază pe cei mai, mult mai în vârstă ca ei. De obicei, oamenii invidiază pe cei care sunt mai tineri ca, ca, ei sau cam de o vârstă cu ei. E foarte ușor să te lauzi cu eroi, nu? Ce fain! Marele predicator Billy Graham, da, Reinhard Bonk, da. E ușor să te lauzi cu ea care a murit. Dar e greu să te lauzi cu cel care poate păstra data ta și deodată cu tine, nu? O zis un prieten către mine. Frate Gabi, frate Gabi, uite, eu, eu n-am nicio invidie, n-am nicio gelozie. Frate, uite, eu l-am invitat, de ce și pe pastor uh, pastorul Paul Negrus la mine la biserică. Eu nu sunt invidios, eu nu sunt invidios. Eu ușor să te lauz sau să zici că nu ești invidios cu un păstor mare. n am zis? Ia invită pe prietenul tău de cameră, care predică bine. <coughs> În nu l-a invitat. E mult mai ușor să te lauzi cu oameni în vârstă, oameni recunoscuți sau cu morții care au făcut lucruri mari pentru Dumnezeu. Dar acolo care lângă tine pe stradă cu tine, e greu să te bucuri de succesul lui. Și asta se numește păcatul invidiei. Păcatul invidiei. Există o, o, diferență totuși între invidie și gelozie. Biblia aproape că le alternează, dar totuși există o diferență. Invidia înseamnă să te concentrezi pe lucruri, poftești lucruri. Vrei lucruri vecinului tău. Gelozia înseamnă frica să nu pierzi ceea ce ai. Invidia e naturală, e pasivă. Gelozia e activă, e răzbunătoare. Invidia dorește mașina prietenului. E invidios. Gelozia, ce deci vreau să fie făcută zop, să fie zgâriată de răzbunare. Cu alte cuvinte, gelozia ce este? Gelozia este o invidie care nu-i ținută sub control. O invidie manifestată, ceva care o ieșit, o mognit și o dat în afară. Și când o dat în afară, de la erou la zero, e o cale foarte scurtă. Dacă te uiți în știință, vei vedea pe Isaac Newton. Isaac Newton, omul ăsta matematician, metafizician, toată viața, zeci de ani de zile, cu o gelozie amară, n-a putut să-l suporte pe metafizicianul Gottfried Leibniz. Un metafizician fantastic. Era și consilierul oamenilor politici. An, zeci de ani de zile, din impostor și mincinos și înșelător, nu l-a scos. Ăsta e Isaac Newton. Uitați-vă în artă. Michelangelo, Rafael, Leonardo da Vinci, trei mari pictori, Ani de zile cu gelozia amară, unul pe altul nu se suporta, unul pe altul. Uitați-vă în muzică, vorbim despre Mozart care a fost otrăvit de profesorul lui de muzică, am mai vorbit aici. Otrăvit, de ce? Pentru că Mozart a luat toate aplauzele Europei și a zis, omul ăsta trebuie să moară, eu le aveam, trebuie să moară. Invidia, gelozia amară. Uitați-vă în Sfânta Scriptură, la gelozia satanică. Gelozia, repet, este o invidie care nu-i ținută sub control. Gelozia este ceva care dă în afară, este o invidie pur și simplu care răbufnește. Uitați-vă la Lucifer, Luceafărul, cel mai frumos sânger, cel mai spumos sânger pe care Dumnezeu l-a creat. Și la un moment dat s-a ce, dar numai Dumnezeu, dar nu pot eu fi în locul lui. Și gelozia aia mare l-a împins la inimaginabil să lupte împotriva lui Dumnezeu. Și gelozia aceea amară l-a transformat pe îngerul miere în îngerul fiere. Și Biblia spune că Isus a zis, am văzut pe satana căzând ca un fulger din cer. Gelozia, dă cu tine de pământ. L-am văzut căzând cum? Ca un fulger din cer. Cu alte cuvinte, să știți că în spatele geloziei este o respirație a lui satana. Și dacă vezi că s-a instalat sentimente de invidie, de gelozie amară. Ascultă-mă, Cas cu fața la pământ înaintea lui Dumnezeu. Spre Doamne, ai milă de mine, Doamne. Pentru că dacă ai invidie amară în inima ta, să știi că diavolul se poate juca cu tine ca și cu o jucărie. Face ce vrea cu tine. E jucăria lui. Deci Lucifer a căzut și a devenit un demon nu atât de mult datorită mândriei. Sigur că și asta a fost. Dar a fost ceva mai teribil, și anume, Gerozia lui amară. De ce el să fie mai sus ca mine? De ce el să aibă succesul ăsta? Toată lumea. Să poate! Și ce Biblia a făcut alianță. Să lupte împotriva lui Dumnezeu. Uitați-vă la gelozia lui Cain pe Abel. Amândoi au dus o jertfă. Și Biblia spune că Domnul a privit cu plăcere spre jertfa lui Abel, dar spre jertfa lui Cain n-a privit cu plăcere. Și când a văzut că a primit jertfa lui Abel și pe lui Cain, pe lui n-a primit-o. Zice Biblia că i s-a schimbat fața, i s-a posomorât fața. Cum adică el să aibă favor mai mult înaintea lui Dumnezeu? Și Domnul s-a uitat la el și a zis, Caine, ești pe buza prăpastiei? Caine, ești vulnerabil? Vezi că dorința asta, invidie și a geloziei se ține după tine. Mă, se ține, e o fiară care te pândește. Te văd vulnerabil, Caine. Ascultă-mă, Caine. Dacă faci binele, bine vei fi primit. Îți dau înapoi oportunitatea să te întorci înapoi și să aduci fa cum trebuie. Și dacă o aduci cum trebuie, te primești și pe tine. Caine, ai grijă că o fiară te pândește. Dorința asta se ține după tine. Dar tu ce să faci? Să stăpânești. Să stăpânești dorința asta, care eu o văd în tine, care să-l omor pe frate tău. O stăpânit? Ce să faci dacă vezi sentimentele astea? Recunoaște! Refuză și rezistă! De ce? Pentru că din erou poți să devii un mare zero. Just like that. Simți? Simți sentimente de invidie, de gelozie amară pe fratele tău? Pe sora ta care arată mai bine ca și tine? Pe concediile alea de la Maldive care le pui pe Facebook? Pe mijloacele de trai al aia care are mai mult ca și tine? pe poziție, pe reputație, pe eleganță, pe deșteptăciune, pe ungerea celuilalt, simți gelozia mare că e vrea cumva să-l termin? Ascultă atunci cuvântul Domnului. Dorința asta e satanică. Și asta se ține după tine. Și n-ai cum să o biruiești prin logica ta umană, ci trebuie să, să, stai cu fața la pământ. Este un foc violent care te va lua dintr-o dată. Și de poate nenoroci. Înghite-ți mândria, ego-ul rănit, calcă în picioare și vină la crucea lui Hristos! Nu te duniad! Nu te autodistruge! Oprește-te! Pentru că lucrul acesta l-a distrus pe Cain. L-a distrus pe cel mai frumos înger. Și anume pe cine? Pe Lucifer. Ai oameni pe care invidiez așa mocnit, face, face. Ai acolo o invidie, dar de ce o așa Dar de ce nu știu ce? Asta e o dorință satanică. Și Biblia spune, ai grijă că dorința asta nu scapi ușor. Trebuie să o ții sub control ca să nu devină gelozie să dea în afară. Mă simt foarte încurajat în Sfânta Scriptură să văd că însuși Domnul Isus Hristos a fost ispitit cu gelozie și cu invidie. Evrei, capitolul 4, versetul 15, Biblia spune așa că și noi nu avem un mare preot care să naibă milă de slăbiciunile noastre. Ți unul care, zice stare, în toate lucrurile, a fost spitit cum? Ca și noi. Credeți că n-a venit satana la Domnul Iisus și să-i spună așa, tu, ești prințul Universului, tu ești regele regilor. Și uite-te la oamenii răi și pe uite ce bogați, uite ce case și mechere au. Uite, uite ce bine o duc. Și tu, fiul omului, tu ești mai sărac ca o vulpe, n-ai unde să speci capul, dar e corect Dumnezeu. Știți că n-a venit, să zice Biblia, în toate lucrurile. Și dacă Isus Hristos a fost ispitit în toate lucrurile și fără păcat, slăvit să fie Domnul. Frați și surori, avem un mare preot care are milă de slăbiciunile noastre. Și ce trebuie să faci? Să vii să spui, Doamne, ăsta sunt. Asta e focul lui Cain, Doamne. Asta e focul Luciferic, Doamne. Care vrea să mă facă praf. Respirația astea, diavolul, eu simt în ceafă, Doamne. Doamne Dumnezeule, vreau să țin ușa închisă, să nu deschid cumva. Nu cumva fiara aia să sară pe mine și să mă facă praf. Dorința lui se ține după tine. Dar tu ce să faci? Să stăpânești. Amin? Uitați-vă la gelozia fraților lui Iosef. Este extraordinar cum Dumnezeu poate să, să, folosească invidia și gelozia fraților ca să avanseze scopurile lui Dumnezeu cu tine. Când mă uit la tânărul ăsta Iosif, omul ăsta avea un dar deosebit, avea vise din partea lui Dumnezeu, avea revelații din partea lui Dumnezeu și problema lui nu era cu darul, problema era cu personalitatea lui. O primi vise că Domnul va face, că Domnul așa, că toată lumea se va închina și nu numai că spune că se va închina. Zice, stai că vă spun și cu soarele și luna, nu numai cu snopii. Aroganțel. O personalitate aroganțică. Darul era bun. A personalitatea lui trebuia șlefuită. Și ce face Dumnezeu? Se folosește de această copilărie vinovată sau mai puțin vinovată de această lăudăroșenie a lui care a creat gelozie în inima fraților lui. Se folosește de gelozia fraților lui ca să șlefuiască în el caracterul și să rafineze ungerea Dumnezeu în el. Și acum vreau să vă spun ceva și să fiți cu mare atenție. Arare ori când Dumnezeu spune că are un plan cu tine, arare ori Dumnezeu spune că va urma o perioadă de disciplină, de dezvoltare dureroasă, de multe ori extrem de dureroasă. Arare ori. Domnul spune lui Iosif, o să ajungi mare toată lumea. Dar nu îi spune, vezi că vei sta 13 ani în pușcărie. Dar de fapt era, Dumnezeu să o folosește de gelozia fraților lui. Spre binele lui să-i formeze personalitatea ca să fie omul potrivit la tron. Uitați-vă la David. Biblia spune că Samuel a uns pe David în fața fraților săi și îi spune, vei fi împărat. Dar Samuel nu îi spune, vezi că 20 de ani de zile o să fugi de Saul prin pustiu. Asta nu îi spune. Și foarte bine că Dumnezeu nu spune că probabil David zicea, Doamne, alege pe altul. Dar Dumnezeu se folosește de gelozia lui Saul și a armatei lui. Cu ce scop? Să rafineze în el o personalitate. Saul are coroana, tu ai ungerea. Dar degeaba ai ungerea, tu trebuie să te formezi ca să poți să ajungi să ai coroană. Că Saul a ajuns nepregătit. Și Dumnezeu imediat după doi ani l-a lepădat. Și Domnul zice, nu risc cu tine, Davide. O să fie greu. Tu ai ungerea dar trebuie să folosesc niște unelte. Folosesc răul, folosesc gelozia altora ca să dezvolt în tine un caracter și o personalitate să te pot folosi mai târziu. Martin Lloyd-Jones spunea cel mai rău lucru care se poate întâmpla unui slujitor este să ajungă într o poziție și să nu fie pregătit. Ăsta a fost Saul. Și atunci Dumnezeu ce face? Am un plan cu viața ta din pântece. Amin. Toată lumea se va închina, Iosif înaintea ta. David vei ajunge. Dar Dumnezeu nu spune procesul. Și bine că nu spune. Pentru că Dumnezeu vrea ca să fii longeviv apoi. Și mă rog ca Domnul să ne binecuvânteze. Uite de la invidia fraților. Învisătorul ăsta să dăm mare. Hai să-l vindem. Și Dumnezeu va îngădui veninul fraților. Dumnezeu va îngădui veninul prietenilor pe care va trebui să rabzi. Și tu vei spune, Doamne, dar de ce, Doamne? Ce bun poate fi din toate astea? 13 ani de pușcărie, invidia mare. Ce bun poate să iasă din toată răutatea asta nemeritată? Ce bun! Îți spun ce bun. Că tu nu vezi acum. Îți spun ce bun. Știi care e cel mai mare bun care poate să iasă din veninul fraților și sororilor asupra ta? Știi care este? Să te țină pe genunchi. Să te țină pe genunchi. Să te zdrobești. Suntem sălbatici, frate și surori. În păcat m-a zămit mama mea. Și ca Dumnezeu să te poată folosi, Dumnezeu vede cioturi în viața ta. Deci asta trebuie să le șlefuiesc. Și ca să șlefuiască Dumnezeu personalitatea, nu de dar vorbind, de personalitate, caracterul acela, hristi. Dumnezeu vrea să te țină pe genunchi. Să înveți să zdrobească ceva în tine. Să formeze în tine caracterul Lui Isus Hristos. Îmi spuneți că e ușor. Vă asigur că dacă Iosif știa ce îl așteaptă ca să se împlinească cu adevărat visul. Vă asigur că dacă David știa, dacă îi spunea Samuel, vezi ce urmează. Vă asigur că de zicea, Doamne, alege pe altul. Domnul zice, nu. Nici nu spun. Că dacă spun, nu mai vrei. Uitați-vă la gelozia fraților lui Isus. Ioan, capitolul 7, versetul 3 și 4. Și Isus. Oh, câți Deci Zice Biblia așa. Frații lui au zis, pleacă de aici. Du-te în Iudeea ca să vadă și ucenicii te lucrările pe care le faci. Și acum ascultați. Nimeni nu face ceva nascuns când caută să se facă cunoscut. Dacă face aceste lucruri, hai, dă ți mare lumii. Eu știu că vrei să te dai mare. Hai, du-te de aici. Simțiți invidia fraților? Ai motivații lumești, aspirații lumești. Dacă vrei să te faci cunoscut, și Isus Hristos niciodată n-a creat invidie și gelozie prin lucrările Lui. Satana a creat în inimile oamenilor. Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu cu o ungere specială. Dar ce să faci? Vorba lui Denzel Washington spunea, ungerea ta irită demonul din ei. Și așa e. Ungerea ta irită demonul din ei. De te în altă parte. Care a fost răspunsul lui Isus? Cel mai rău lucru pe care poți să-l faci când simți că cineva e invidios pe tine, știți care e cel mai rău lucru? Să-l faci. Să spui, bă, tu ești invidios, mă, știam eu. Neproductiv. Cum îndrăznești să spui altceva ce... Neproductiv. Uite-te ce a zis Isus Hristos. Isus le-a zis, versetul 6, vremea mea n-a sosit încă. E ca și cum Iisus Hristos se face că nu înțelege sau că e de acord cu ei. Da, vreau să mă dau mare, dar nu acum, nu, nu a sosit vremea. Adică Iisus Hristos se face? Elegant. Doamne. Când ajungem la nivelul ăsta? Elegant. N-a sosit încă. Vouă vă, este totdeauna vremea prielnică. E ok, îi face să creadă că, că nu simte că l rănit. Nu mi-a venit încă ceasul să mă dau mare, cum ziceți voi. Wow! nu e de mirare că mai târziu toți frații lui Isus se pocăiesc, se întorc la Domnul. Se întorc la Domnul. Să avem grijă cum vorbim, că s-ar putea cei mai mari dușmane tăi să-i poți câștiga să fie cei mai buni prieteni. Avem de învățat de la Isus Hristos de aici. Eleganța aia ego-ul ăla tău. fă -te că nu-i înțelegi. fă -te că au dreptate. E ok, nu o în o încă vremea. E ok. E ok. Uite te frații lui David. Au fost invidioși frații lui David pe David, da sau nu? Păi zice Biblia că Samuel s-a dus și a vrut să ungă pe unul din copiii lui Isai împărat. Și zis, pe Eliab, mă gândesc, uite ce frumos e. Domnul zis, l-a lepădat. Vine altul. Domnul zice, nici ăsta. Domnul se uită la cei în inimă. Și zice, Samuel, dar nu mai aveți pe nimeni. Și taică să zice, ba mai am unul, zice, ăla cu oile, zice. ăla ai micuțul. Și atunci ce Și Biblia spune așa, că Samuel l-a uns pe David în fața fraților săi. Și asta o durut. Cât timp stai la oi, nimeni nu te invidiază. Ce să invidiază? la cu oile lui puține acolo, nu? Ce? Dar când a primit ungerea în fața fraților lui, ungerea creează amenințare. Un om care are o ungere de la Duhul Sfânt al Dumnezeu va crea amenințare. De ce? Pentru că ungerea este simbolul puterii lui Dumnezeu care te împuternicește să faci lucruri complicate într-un mod teribil de simplu. Și toți lumea se mină, dar cum? 40 de zile, goliat, onaintat, și-au aruncat hule și toți tremurau, zice Biblie. Și vine David, care avea de la ungerea de la Samuel, nu? Și într-un mod teribil de simplu, pentru care ungerea lui Dumnezeu pe într-un mod simplu, copt pietricică, ah, îl pune jos. Nu au ungerea Duhului Sfânt. Nu există nimic în viața de credință care să creeze mai multă ură, răutate, antagonisme, șmecherii decât ungerea. Acel lucru care ți l-a dat Dumnezeu și îl faci, și -l faci într-un mod atât de natural și așa de simplu că se întâmplă și alții pot să facă doctorate la Oxford și să aibă coroană pe cap ca Saul. Dar n-au ungere. Și apoi uitați-vă la complimentele. Complimentele au putere. Să au trezit niște femei să zică Saul a bătut Mile. Și David? lipsit de înțelepciune. Așa poți să distruși pruncii, să faci diferență. Ca și Iacov, ca și Isaac cu Rebecca. Asta e prunc cu mami, ăsta e prunc cu tati. Și ce Biblia când a auzit? Când au auzit, spune Biblia, când au auzit Saul, că lui dau zecile de mii și mie miile. Atenție la complimente. În momentul ăla, s-a instalat gelozia aia amară. Și a zis, ăsta trebuie să moară. Ăsta îmi vrea tronul. Și David nici măcar nu a făcut răscoală. Sau să submineze într-un fel sau altul, să ia lui tronul sau să facă șmecherii. Dar odată gelozia instalată, termenii păcii sunt foarte greu de găsit. Aș putea spune că cel mai bun lucru care s-a întâmplat lui David vreodată a fost omorârea lui Goliat. Și cel mai rău lucru care s-a întâmplat lui David a fost tot omorârea lui Goliat. Cel mai bun lucru! Vine un puș de 17 ani și dă cu un dita mai matahală de om într-o secundă! Pentru că avea ungere. Și cel mai rău lucru este că ungerea aceea a creat o amenințare nebună, o îngrijorare excesivă, o neîncredere paranoică că ăsta îmi vrea tronul. Și în loc ca Saul să poarte războaiele Domnului împotriva filistenilor și-a concentrat toată energia să fugă 20 de ani de zile prin pustiuri după un puști de 17 ani de zile. De ce? gelozia s-a instalat. Frașii și surori, live care mă ascultați, dacă vezi că sentimente de invidie, de gelozie amară, au prins rădăcini, ascultă-mă. Și suntem aici toți într-un fel sau altul care am fost atacați de așa ceva. Nimeni nu face Excepție. Nimeni. Nici eu. Nimeni de aici. Îți spun ce să faci. Nu te justifica. Nu încerca să dovedești nu știu ce. Îți spun ce să faci. Stai cu fața nisip și spune, Doamne. Ai miră de mine păcătosul. Nu poți lupta cu focul ăsta violent, cu argumente omenești. E prea tare spiritul ăsta. În spatele spiritului e un demon. Cu demonul nu poți lucra cu matematică, cu algebră, cu, cu, logică umană. Ci trebuie să te prăbușești în fața lui Iisus Hristos și să spui, Doamne, îndură Tu. Amin. 20 de ani de zile l-au prigonit. 20 de ani! Fără ca măcar ca David să facă cel mai mic gest că vrea să-l dea la o parte. 20 de ani de zile! Și ascultați? Ascultați ce zice Biblia. La un moment dat, deci Biblia în 1 Samuel 24. Citeți câteva versete că avem timp destul. Cuvânt de învățătură în seara asta. Când s-a întors Saul de la urmărirea filistenilor, 1 Samuel 24, au venit și au spus, iată că David este în pustiul Edgedi. Saul a luat 3.000 de oameni aleși pentru un puști de 17 ani. A luat 3000 de oameni aleși din tot Israelul și s-a dus să caute pe David și pe oamenii lui până pe stâncile țapilor sălbatici. Adică, scalți acolo, bă! A ajuns la niște stâne de oi care erau lângă drum și acolo era o peșteră în care a intrat să doarmă David și oamenii lui. Erau în fundul peșterii. Oamenii lui David i-au zis, iată ziua în care Domnul zice, dau pe vrăjmașul tău în mâinile tale. fă ce îți va plăcea. David s-a sculat și a tăiat încet colțul hainei lui Saul. După aceea, inima îi bătea pentru că tăiase colțul hainei lui Saul. Toți comentatorii Bibliei spun, faptul că inima îi bătea pentru că a tăiat colțul hainei lui Saul, vorbesc despre hipersensibilitatea Duhului Sfânt. sensibil și cu alte cuvinte Duhul Sfânt spunea, faptul că o bătut inima, n-aveai voi. N-aveai voi nici colțul. E adevărat, zice, e lepădat. Nu te atinge. Răzbunarea este a cui? A Domnului. Și zice Biblia așa, și a zis oamenilor, să mă ferească Dumnezeu să fac ceva împotriva Domnului meu care este unsul Domnului. O așa faptă ca să pun mâna pe el că cel este unsul Domnului. Cu aceste cuvinte, David a oprit pe oamenii săi și i-a împiedicat să se arunce asupra lui Saul. Apoi Saul s-a sculat, a ieșit din peștere, peștere și și-a văzut de drum. Și acum versetul 9. S-ar intenționa peste versetul 8 ca să vă spun morală. Versetul 9. Uitați, deci ăsta urmărește și David ce face? David se apără și zice, de ce ascult tu de vorbele oamenilor care zic, David îți vrea răul? De ce ascult? nu e adevărat! Saule, tu ești setat de oameni răi, eu nu-ți vreau răul! De ce scus de ei? De ce te hrănești din izvoare înșelătoare? Vezi acum cu ochii tăi că Domnul te-a în mâinile mele? în peșteră. Oamenii mei mă îndemneau să te omor, dar te-am cruțat și am zis, nu voi pune mâna pe Domnul meu. Uite, părintele meu, colțul hainei tale mâna mea, fiindcă ți-am tăiat colțul hainei, nu te-am ucis. Să știi, să vezi că în mea nu este nici răutate, nici răzvrătire. N-am păcătuit împotriva ta. Totuși, tu minti scurse ca să-mi iei viața. Judece Domnul între mine și tine, să mă răzbune Domnul pe tine, dar eu nu voi pune mâna pe tine. Răul vine de la cei răi, zice vechea zicală. De aceea eu nu voi pune mâna pe tine. Împotriva cui a pornit împăratul Israel? Pe cine urmărești tu? În câine mor? tu purice? Crezi că eu nu știu răutatea ta? Crezi că nu știu că vrei să mă omori? Crezi că nu pricep? Tu crezi că eu scopil și chiar nu pricep? Deci David se apără. David se apără. Domnul va judeca și va hotărâ între mine și tine. El va vedea, el îmi va apăra pricina și mă va izbăvi din mâna ta. Deci David se apără. Dar ascultați cum se apără. Și aici de multe ori suntem corigenți. Și am sărit peste versetul 8 într-un mod intenționat. Ascultați cum se apără David înaintea lui Saul, care știa că îi vrea rău. Și aici, de multe ori, ani de zile reușim și apoi, de multe ori falimentăm. După ce a tăiat colțul, înainte de discursul ăsta, în care vine cu argumente și se apără. Dar uitați cum se apără. După aceea David s-a sculat și a ieșit din peșteră. Și el a început atunci să strige după Saul, care dormea, și zice, împărate Domnul meu, sau s-a uitat înapoi și acum ascultat. Și David s-a plecat cu fața la pământ și ce a făcut? S-a închinat, formă de respect. Și apoi începe cu toate argumentele. Deci ce vreau să spun? E adevărat că David avea dreptate, dar felul în care i-a spus-o, a fost într-un mod smerit și respectos. Știți care e problema noastră? Știți care e problema noastră? De bihoreni cu sânge care s-a noi. S-ar putea să ai dreptate, dar trebuie să ne pocăim. Amen. Și să spun, Doamne, când aduc argumente, ajută-mă să le aduc cum? Într-un mod smerit și respectos. Nu, no, asta e greu! Și nu, nu există scuze că nu, că el a început, că el nu, nu Nu, ține. Tu trebuie să fii duhovnicesc. Și ne rugăm ca Dumnezeu să se îndure de noi. Și dacă am greșit, și am greșit. Că n-am avut atitudinea lui, sau, lui David. Și ce fa să facem? Să ne pocăim. Să spui, Doamne, iartă-mă, frate, soră, iartă-mă. Deci David spune, dar o face într-un mod care schimbă muzica. Și asta este criza. David nu se atinge. David nu atentează. David nu face răscoală. David se apără. Dar se apără cum? Într-un mod evlavios. Frați și surori, care suntem aici? S-ar putea ca Dumnezeu să-ți fi dat un dar deosebit. Dar nu uita ca Dumnezeu să te poată folosi într-un fel sau altul. Să știi că Dumnezeu te va duce prin pustiu, prin gropi, prin pușcării, ca pe. cu ce scop? Să rafineze ungerea să dezvolți un caracter care nu-l poți forma pe băncile unei școli creștine. Și te trece prin anumite crize care vor ținea nu o lună, ci ani. Și răspunsul tău la aceste răutăți va fi crucial. Și dacă n-ai răspuns cum trebuie, s-ar putea ca Dumnezeu să lungească un pic procesul. Până, până, până faci om din tine ăla după inima lui. Am mai spus aici despre Iosif, acuzat de hărțuire sexuală, aruncat în pușcărie, după 11 ani de pușcărie, intră pitarul și paharnicul și Iosif cu darul lui, care era peste el, le descifrează rapid visele. Și Biblia spune că Iosif, înainte să iasă, știu, zis, puteți o vorbă bună la împăratul, că n-am făcut nimic rău. De ar fi tăcut Iosif. Și Domnul se uită la Iosif și zice, Iosif, faptul că încă îți mai plângi de milă, nu-i corect. Ce am făcut nu-i corect. Faptul că îți plângi de milă, Iosif, este un semn că încă nu ești tămăduit. Și Domnul face ca ăștia doi să uite doi ani de el, până Dumnezeu vede tot procesul. Încă doi ani de zile, până îi vindeca de tot atunci când ajunge la tron să se comporte cu frații lui cu o iubire și cu o dragoste ca lui Dumnezeu și să spună, voi negreșit ați vrut să-mi faceți răul dar în inima mea Dumnezeu o trebuit să mă prelucreze și greu fost, a fost mi-a mai dat încă 2 ani de zile până m-au pregătit să ajung la tron ca atunci când ajung la tron să nu fiu un Saul să fiu un David să te pregătească Dumnezeu. Că altfel nu este bine. Poate ești aici ca și David. Părinții tăi nu te apreciază. Ce mai am unul la oi. Frații tăi, Eliab, nu? De ce ai venit aici la război, zice lui David? Știu eu răutatea inimii tale. Auzi tu, acuzații mincinoase. Totdeauna suspectează motivațiile. La cine ai lăsat oile alea puține? Diminează succesul. Te compară cu altul. La cine ai lăsat oile alea puține? Simți că ești disprețuit de părinții tăi? De șefii tăi? Oile alea puține. N-are importanță ce spune, ascultați-mă. Nu e important ceea ce gândesc ei despre tine. Este foarte important ce gândești tu despre ei și să nu lași ura și răutatea să intre. Amin? Amin. Repet, nu are importanță ce zic sau ce, ce gândesc ei despre tine. Important este să ai grijă ce gândești tu despre ei și să alegi să ierți total. Dacă simți că sunt oameni care și-au pus pata pe tine, și-au pus capsa pe tine, îți spun ceva, nu-i poți schimba. Poți să schimbi teologia, poți să schimbi ce vrei. Un om care are invidie în inima lui, nu-l poți schimba. Și dacă zici tatăl nostru, găsești o greșeală. că tu, Duhul, păstă el. Singurul lucru care poți să-l faci este să alegi să ierți din toată inima. Asta aduce vindecare în inima ta. Asta înseamnă leapădă. Lepădați orice fel de pismă amară, de răutate, vicleșul. Leapădă de ce? Că dacă nu lepezi, se instalează. Și apoi e greu să lupți. Dacă vezi că s-a instalat, ascultă-mă. Luptă! Luptă! Mulți oameni vor să escaladeze Everestul. Mulți! Puțini ajung, dar totuși sunt câțiva. Fii tu la puțin. Și dacă ai căzut, ridică-te înapoi. Și fii un trofeu al harului Dumnezeu lasă-te format, prelucrat de Dumnezeu. De o mie de ori ai căzut, de o mie de ori te ridici înapoi în numele Lui Isus. Amin, frați și soror? Care este cura, dieta pe care Dumnezeu o oferă unor oameni care au duf de invidie, spirit de gelozie amar, În primul rând, dacă vezi că Duhul ăsta vine peste tine, și știți cum e Duhul ăsta, spunea cineva? Ca și a doua venire a Domnului. Când te așezi cel mai puțin, bom, te lovit. <laughs> dacă vezi că Duhul ăsta vine peste tine, îți spun ce să faci. Unu, recunoaște că ai o problemă. Nu trăi negare. Spune, așa -i. Bă, spune unul că ești beat. Mm, nu că... Bă, spune doi că ești beat. Mm. Bă, dacă spune și al treilea, duci și te culcă. Păi spune 1, 2, 3, 5, 10. Recunoște. Nu, nu e adevărat, nu e adevărat. Recunoște. 2. Mărturisește înaintea lui Isus Hristos. Aruncă asupra lui îngrijorările tale. Spune, Doamne, ăsta sunt, ăsta, ăsta e Duhul care mă chinuie, ăsta e Duhul care vrea să mă macine, să-mi omoare sufletul, să-mi fure ungerea. Mărturisește și crede-mă, Că Iisus Hristos ca un mare preot niciodată nu va spune Bă, cum îndrăznești să vii cu asemenea lucruri la mine? Isus nu va râde niciodată despre tine. Iisus Hristos simpatizează, Iisus Hristos are milă de slăbiciunile noastre. Să ai curaj să mergi înaintea lui Iisus să spui, ăsta sunt, Doamne! Poți să poți să-i spui lui Iisus, Doamne, îmi pare rău, dar nu atât de rău pe cât mi-ar aș vrea să-mi pare rău. Du-te, spune, spune ce vrei! Mărturisește! Trei. Alege să ierți. Alege să ierți indiferent cât de mult te au rănit, alege să ierți din toată inima ta. Și cred că iertarea este cea mai înaltă treaptă a creștinismului. Cea mai înaltă treaptă. Nu cred că există treaptă mai înaltă decât să ierți din toată inima ta. Patru. ți aminte că Dumnezeu decide ce să gândească alții despre tine. Adică Dumnezeu a pus o limită maximă cât de admirat sau mai puțin admirat vei fi. Și nu încerca să manipulezi opinia oamenilor ca să te admire mai mult, că îți garantez că vei fi mai puțin admirat. Domnul s-a uitat la Pavel și a dat niște revelații. Și a zis, Domnul, uite, pun limita aici. Să nu te umfli de mândrie, pun un sor al satanei. De ce? Asta e limita. Ca să nu dea Duhul de mândrie în tine. Lasă-l pe Dumnezeu să decide cât de aplaudați sau mai puțin aplaudat. Și dacă vrășmașii tăi sunt mai aplaudați ca tine, nu încerca să faci ceva ca să zici nu și să... Nu! Lasă-i! E treaba lui Dumnezeu! Vă aduceți să aminte când David fugea de fiul său Absalom? Și mei, omul acela, nenorocitul acela, cum spunea Ioab, arunca hule împotriva lui David. Și zice Biblia că Ioab a zis, lasă-mă împărate să mă duc să tai capul acestui câine mort. Și ascultați ce zice David. Nu te du. Lasă. Bineînțeles Mi că mințea că om al sângelui, tu ai omorât casa lui Saul când de fapt David nu omorât nici pe Saul, David l-a adus și pe Mefiboset, a fost prieten cu Ionatan. Gelozia lui Saul a fost atât de mare încât a vrut să-și omoare copilul că era prieten cu David. S-a fundat mai rău. Deci lasă, zice, că poate, fiți atenți, poate Domnul i-a și Domnul Iisus, atât de mult, și nu se apără. E ok, zici. E okay. La, Lasă-l! Nu te răspunea. Lasă-l! Dumnezeu decide. Până unde și până când. Dumnezeu pune țepuș. Dumnezeu pune oameni să-ți distrugă, poate, reputația. Și să spună tot felul de minciuni. Dumnezeu îi îngăduie. Că poate, poate Domnul zice, te vede într-un pericol. Nu stai, intră înapoi în cămăruță, Lasă lumea să creadă. Lasă, lasă. -i. Nu manipula opinia oamenilor. Lasă-l pe Dumnezeu să stabilească ce vrea și până unde vrea. Amin. Amin. Cinci. Alege să intri într-o stare de mulțumire. Fi mulțumitor. Invidia nu poate coexista cu, cu, mulțumirea. Nu poate. Nu poate. Și trebuie să alegi în inima ta să spui, Doamne, decide astăzi să fiu un om mulțumitor, Doamne. Și dacă tăi de ne a fost negativită, rrr, argumentele ta, rrr, nu știu ce, știi ce să faci? Chinuie-te, dacă e cazul. Și alege să intri în mulțumire. Uitați ce zice Biblia în 1 Timotei, capitolul 4. 1 Timotei, capitolul 5. Versetul 3. Dacă învață cineva pe oameni învățătură deosebită, nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului Iisus Hristos. Și de învățătura care duce la evlavie, zice Biblia, 1 Timotei, pardon, 6, cu 4. Ce se întâmplă dacă nu te ții, zice Biblia, plin de mândrie, nu știe nimic, are boala cercetărilor fără rost, a de cuvinte. Observați aici, din care se naște, din certuri se naște invidia. Certurile. Pune capăt! Pune piciorul pe șarpele ăla, pe capul șarpelui. Hristos a biruit orice domnie și orice stăpânire și le-a făcut de ocară. A biruit Hristos și demonul invidiei la cruce, da sau nu? Deci Biblia din certuri de cuvinte se naște ce? Din certuri se naște ce? Invidia, pisma mare. Clevetiri, bănuie, rele și așa mai departe. Și ce să faci? Să spui, Doamne, nu mai vreau să stau în ceartă. Că se nasc atâtea buruieni amare. Și ce să fac? Intră în mulțumire la adresa lui Dumnezeu. Mulțumește lui Dumnezeu pentru calea aia îngustă care Dumnezeu a găsit-o ca să ieși dintr-un bucur care nici nu știu cum a apărut. Și ești în picioare. Și ești cu fața sus, în biserică, în societate, pentru că Domnul a deschis o ușă să te scape de acolo cumva. Și știi ușița aia. Laudă-L pe Domnul. Și încă un lucru și mai apropiu de încheiere. Recunoaște. Mărturisește. Alege să ierți. Adu-ți aminte că Dumnezeu stabilește până unde să fie aplaudat. Nu umbla după slavă de șartă. Intră în mulțumire. Nu există invidia cu mulțumirea să stea la oaltă. Mulțumirea ucide demonul ăsta. Chinuie-te dacă nu poți. Ești din acele catacombe care ți le-ai construit prin imaginațiile minciunile paralizante care ai stat și ai ascultat. Ești de acolo, afară e soare. Și toată lumea vede că e soare, dar diavolul te-a dus în pivniță și trebuie să ieși de acolo. Să nu mai pui la îndoială dragostea al Dumnezeu, loialitatea ta față de Dumnezeu și trebuie să spui, degeaba mi-am spălat mâinile nevinovăției. Așa o zis asta. Asaf. Degeaba? Așa vorbești tu mai Asafe? Degeaba? Da, dar de ce? Pentru că și mă uitam la fericirea celor răi, și o dat jindul mine. Și când dă jindul mine, Psalmul 73, din momentul ăla te judești cu Dumnezeu, le iei pe Dumnezeu de guler, invidia te duce, luptă împotriva lui Dumnezeu, a fraților, a surorilor. Și ce să faci? Chinuie-te! Să ieși de acolo și să aduci laudă la adresa lui Dumnezeu. Dumnezeu e perfect în scopuri. Dumnezeu e bun și în viață în durarea lui. Crede în Biblie! Există un verset care îmi place atât de mult în Psalmul 119. Îl respir. Îl respir. Și zice Biblia așa, Psalm 119, 161. Zice Biblia, niște voievozi mă prigonesc fără temei. Dar puneți acolo voievozi, puneți duhuri necurate, căpetenii stăpâniri, săgeți arzătoare, invidia mare, mă prigonesc fără temei. Dar ascultați, eu nu trec cu urechea la minciunile paralizante ale celor. Inima mea nu tremure decât la cuvântul tău. Și atunci ce fac? Stau cu capul în scripturi. Stau cu capul în scripturi. Și dacă stai cu capul în scripturi, îți spun ce se întâmplă. Ieremia, capitolul 17. Doamne, ce frumoasă e Biblia. Ieremia 17. Biblia spune așa. Binecuvântat versetul 7 să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul. Dar de ce? Căci el, omul care se încrede în Domnul, nu în speculațiile minciunile paralizante. Nu în ce spune cu tare voievodul, cu tare duhurile alea spurcate. Nu! Care se încrede în Biblie, în cuvântul lui. Care vrea să iasă de acolo din cazematele construite într-un mod ticălos, mincinos. Omul este ca un pop sădit lângă ape. Care își întinde rădăcinile spre râu. Cuvântul. Nu se teme de căldură și frunzișul lui rămâne verde și în anul secetei nu se teme și nu încetează să aducă rod. Simți că vine căldura, transpirații, duhurile alea. Ce să faci? Secretul nu se vede. E unde? În pământ. Rădăcinile unde? În cuvânt. Și stai în cuvânt și în promisiuni și poate să vină secete și persecuție. Și poate să vină... Tu aduci un rod în ciuda ce se întâmplă. Inima mea nu tremură decât la cuvântul tău. De ce? Stai cu capul în Scripturi. Și asta e falimentul pentru care de multe ori cădem. Și de ce? Nu mai stăm cu capul în Scripturi. Și când vine căldura, când vine uh, 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 anumită persecuție, o săgeată de-a lui Saul, în loc să face așa, ai luat-o aci, n-a rod. De aceea, frați și surori, înapoi la Sfânta Scriptură. Și în ultimul rând, în seara asta, dacă vrei să biruiești, recunoaște mărturisește, iartă, poate ai nevoie de un duhovnic, spui ne cuiva care are fermoar, care e mai matur. Fii mulțumitor, adu aminte că Dumnezeu stabilește, nu te chinui, lasă să fie alții mai aplaud, nicio problemă, Dumnezeu stabilește cât și cum. Intră mulțumire și ultimul lucru, intră într-un duh de laudă. E diferență între mulțumire și laudă. Mulțumești pentru lucruri, lauzi pentru ceea ce este El. Laudă-L pe El, pentru natura Lui, pentru atributele Lui, mila, dragostea, harul Lui, vegherea Lui asupra ta, suveranitatea Lui, peste tot hăul în care parcă zici că nu mai ești. Laudă-L pe Dumnezeu, nu pe orizontală, uite-te pe verticală. Uitați-vă la David, la Pavel, îi în pușcărie în Roma, și zice Biblia în versetul 17. Unii zice predică pe Iisus Hristos din Duh de ceartă. Zice Biblia. Alții zice Biblia din invidie. Versetul 17. Versetul 15. Unii este adevărat, propovedești pe Hristos din pismă. Filipeni 1 cu 15. Din pismă mare, din invidie. Să că ești mai bun. Alții din du de ceartă, alții din du de bunăvoință. Aceștia din urmă lucrează ca unii care știu că sunt însărcinați cu apărarea Evangheliei. Ce din tâi din du de ceartă, zice Biblia, vestesc pe Hristos, nu cu gând curat, ci să mai adauge un la lanțurile mele. Care e răspunsul lui Pavel când unii oameni predică pe Hristos din invidie, să mai adauge un ecaz? Care e răspunsul? Zice Biblia, ce ne pasă? Fie... Oricum, fie de ochii lumii, fie din toată inima, Hristos este propovăduit și răspunsul meu care este? Mă voi bucura. Mă bucur de lucrul ăsta. Nimeni nu mi-a bucuria mântuit. Chiar dacă vor să-mi adauge necaz, răspunsul este, intru în laudă și mă bucur. Wow! Dar, Pavel, n-ai zis, dar cum se întâmplă așa ceva? Își împușcări și mai îndăși în cap. Nu! Ce ne pasă de deci, n au decât să vrea să-mi facă rău să-mi adauge necaz? Mă voi bucura mai mult! bucuria, ucide demonul ăsta. Alege să te bucuri în Domnul. Ca ai motive. Două femei influente, că de felul lor. Filipen 4, zice Biblia. Zice, vezi că ai acolo două femei, zice, Evodia și Sintichia. Să fie cu un gând în Domnul, ca să te să se certau. Și după ce zice, cum să se împace, versetul următor, 4, zice, bucurați-vă întotdeauna în Domnul. Care e soluția? Care e soluția? intră în laudă la adresa lui Dumnezeu. spune ne mă să se bucure. spune să se bucure. De ce? Dumnezeu coboară în mijlocul laudei. Și când coboară Dumnezeu în mijlocul laudei, duhurile cad în leșin. Să vă mai dau un exemplu și încheiem. Genesa 29 cu 35. Știți că Iacov a vrut pe Rahela, Tai că să o zis, mă, Leia, așa mai urățică. Pasta poate nu e nimic. O dau la pachet cu Rahela să nu rămână nemăritată. Și o dată și pe Leia a făcut Dumnezeu să simte amărăciunea care o produsul la frate Și Biblia cu a devenit gelozie între cele două surori. Iacov o iubea pe cine? Pe Rahela, de ce? Era 90-60-90. Arăta bine. Leia, zice Biblia, era așa mai urățică. și pe ea nu a iubit-o. Deci Biblia că Lea era fertilă și aducea copil după copil. La fiecare copil care se năștea de data asta cred că mă va iubi pe mine. Săraca de ea. Și adevărul este că nu n-a iubit-o niciodată. O prunci odată. O născut al doilea, de data asta cred că pe mine mă va iubi că i-am dat prunci. Rahela nu. Și Ci cinci prunci, unul după altul sărac, au zis, cred că mă va iubi pe mine, sunt iubite, i-am dat prunci. Asta nu are prunci. Și când a văzut că soțul, soțul său, orice ar face, nu iubește. Face o decizie extraordinară, care a influențat toată rasa umană de atunci. A rămas iarăși însărcinată și a născut pe al șaselea pe Iuda, nu? Și când a văzut că oricum orice ar face, nu iubește, au zis, a zis, nu bine, m-am și săturat. Nici nu mai încerc măcar. De data asta, voi lăuda pe Domnul. Și a pus numele Iuda, lăuda să fie Domnul. Și dacă nu o să înțelegi, și dacă nu mă mai iubești, n-are decât să nu mă iubească, cât pentru mine fericirea mea să mă apropiu de Domnul. Nu o să stau în amărăciune, intru în laudă. Și în momentul în care a intrat în laudă, Domnul pe copilul ăsta l-a făcut să fie rădăcina lui David, din care să vină cine mai târziu. Iisus Hristos. Poate ești aici soție neiubită. Simți că orice faci are inimă de piatră. Nu divorța. Începe să-L pe Dumnezeu. Ia-ți focusul după, după ce se întâmplă că nu ești iubită și ce fă? Iubește-L pe Domnul. Apropie-te de Domnul. Lasă lucrurile în mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu e suveran. Nu ești prețuit. Nu ești prețuită. Spune astăzi ca și Leia. De data asta. N-are decât să nu mă iubească. De data asta. Știi că nu mă iubește. Îl voi lăuda pe Domnul. Și lauda lui va fi totdeauna în gura mea. Ea, de fapt, nu știu, de fapt, ce mare binecuvântare o veni prin ea. Nu până Hela, o veni prin cine? Până aia iubită De ce? Pentru că o ales la un moment dat ce să facă. Să intre în laudă! Carne și inima să mi se prăpădească de asta. Dar Domnul va fi purul de a inimii mele. Cât pentru mine fericirea mea e care? Să am bani mulți! Să am prunși mulți! Să fiu cea mai iubită! Nu! Cât pentru mine, zbune! Cât pentru mine fericirea mea este ce? Să mă apropiu. Pe el îl fac locul meu de adăpost. Tu ești focusul meu. Până acum au fost oameni. Și am stat în, în îngrijorare excesivă. De acum încolo, n-au decât să nu mă mai iubească. Pentru mine, important că Domnul mă cunoaște. important că Domnul mă iubește și vreau să intru în laudă. Și lucrul ăsta, știți ce face? Ucide demonul invidie și a gelozie. Începe să-l auzi. Începe să-l și când te rogi pentru vrăjmași și te nu zi, Doamne, lasă în mâna ta. Asta nu e rugăciune pocăiască. Doamne, și ce înseamnă Doamne, lasă în mâna ta? Vă spun ce înseamnă. Doamne, tu Doamne, eu lasă în mâna ta. Adică dă-le tu. Nu așa. Nu, nu, nu așa. Și cum să te rogi? Nu îi lasă în mâna ta. Adică din mâna ta bată Dumnezeu. Nu, asta nu-i voie. Și cum să te rogi? Doamne, bine Dă-le sănătate. Dă-le binecuvântare, Doamne. Doamne, dă-le bani. Fii cu ei, Doamne. Și nu mă satur să spun Isaia 4, Iov 42 cu 10 încă o dată. Iov 42 cu 10. Domnul l-a dus iarăși pe Iov. În starea lui de la început. Când l-a adus i-a dat înapoi textura pielii ca unei bebelaș. Când? Când i-a dat Dumnezeu dublu de tot ce a avusese? Când? După ce s-a rugat Iov? Pentru prietenii să, Eu cred că Duhul Sfânt a avut umor acolo. Prieteni ăștia, prieteni mă, Mă atât în capul de da așa să luni, ai băut nelegiuirea capă. Dumnezeu? Asta e o zis. 30 și ceva de capitole. Și zice Biblia că Domnul i-a dat sănătate înapoi și a dat material dublu. Când? După ce? Nu zis, noi lasă mâna Domnului. Nu. După ce? S-a rugat pentru ei. Binecuvântă-ți și astăzi. roagă pentru ei că mari lucruri se întâmplă acelor oameni care intră în mulțumire și în laudă și îl iubești pe Isus și îl vrei pe Isus și vrei să fii ca Fiul lui Dumnezeu. Într-un fel sau altul, frați și surori, toți am falimentat. Într-un fel sau altul, dar să fie seara ridicării noastre. Să ne pocăim înaintea lui Dumnezeu, să ne pocăim înaintea oamenilor care poate am greșit și să spunem, Doamne, vrem harul tău, vreau ca Leia să intru în laudă la adresa numelui tău și, Doamne, tu vei conduce destinul meu așa cum îți place ție. A Domnului să fie toată lauda. Amin? Care să ne ridicăm în picioare. Haideți să ne rugăm înaintea Domnului. Hai să mărturisim falimentele. Hai să i spunem lui Dumnezeu durerile noastre. Haideți să intrăm înaintea lui Dumnezeu, spunem, Doamne, păzește-ne. Doamne, de există oameni răi, de oameni invidioși, Doamne, ajută-mă să ier. Dacă eu am cauzat invidie, Doamne, iartă-mă pe mine, Doamne. Dacă alții sunt invidioși, Doamne, aleg să ieri din toată inima mea și să te lau, să te binecuvântezi. Viața mea e în mâna ta. Fă ce-ți place cu ea. Amin. Ne rugăm cu toții, Domnul.